fiecare făcând orice independent, este de liber și să considereze că suntem și un grup. Deci grupul presupune, prin definiție, niște elemente de restricție, niște legi, dar din păcate noi am făcut o confuzie majoră între sistem social și organism social. Am creat un construct, niște legi sociale, care acum ne constrânge, ne-am creat o cutiuță care ne constrânge și încercăm să machiem, cutiuța noastră, să înțelegem că e un organism social, iar organismul are alte legi. Evoluează, se mișcă, deci legislația trebuie să se miște să ne ajute. Asta se numește deja jurist dinamică, sunt deja facultăți care predau în sensul ăsta. Deci sunt așa de multe mutații în punerea problemei, încât iar noi suntem creativi, suntem, apropo de munchia monedei pe care spuneți, sau munchia haosului, cum sunt anumite cărți care încearcă să soluționeze problema asta de instabilitate, e de creativă prin definiție. În teorie, în Occident, noi suntem corpul calos al planetei Pământ. Deci chiar merită să gândim în sensul ăsta, de loc în serios această poziție, nu vom putea, dar o să devenim cei mai mari occidentali, pentru că dacă știți, avem NASA, dar o să devenim cei mai mari, știu eu, teologi sau filozofii în gândire de asta atau, pentru că avem tibetan autentic, dar noi putem face puntea între cele două. Noi putem găsi forma de comunicare dându-l alt sens, când spre pungere. Asta fi, de fapt, misiunea pe care Centrul Studii Complexe și-a asumat, o să creeze o retortă conceptuală umană care să permită saltul dincolo de cele două jumătăți, prin nu numai fuziunea unor dialoguri de acel gen, ci prin găsirea uneltelor didactice. Vă ce-ți aminte, apropo de nevoie de alte școli. Când eram noi în clasa 1-a, 2-a, 3-a, noi lucram pentru a forma niște noțiuni de mulțimi, de, știu, adunare, scădere, elemente fundamentale, cam niște vețișoare sau numărătoare, deci niște unelte, niște obiecte materiale didactice. Păi să vedeți cum arată materialele didactice de secolul 21, care încearcă să arate oscilații haotice și să readucă discuții, nu calculatorul numeric, pentru că se lucrează după niște legi care le-am ales noi, în sensul că noi am ales formula pe calculatoare analogice, care încep să funcționeze cu principiul naturii, cu lumina incorporată, și calculatorul digital analog împreună formează un sistem mult mai deosebit, care derelevă proprietăți noi. Dar trebuie să fim pregătiți să le vedem, pentru că trebuie să ridicăm noi nivelul de abordare. Să facem noi un upgrade. Nu să facem nu să avem numai calculatoarele și noi rămânem la aceeași paradigmă. Trebuie să ne mobilizăm noi astfel. Și atunci trebuie să creăm niște unelte. Asta înseamnă creativitate de nivel înalt. Cum să transferăm conceptul de emergență? Cum să transferăm conceptul de criticalitate? Cum să materializăm conceptul de atractori separatrice, bazine de atracție, atractori strani, atractori haotic? Sunt concepte așa de abstracte, care devin totuși internalizate prin simțuri. Deci ai făcut obiectul de aceea să te joci. Sunt expoziții interesante, dar doar început. Dar dacă nu cunoști elementele de bază, cum să fii creativ în domeniul respectiv, dacă n-ai auzit de chestia asta? Sau dacă spui, a, geometria fractală, mă rog, e un moft, nu se aplică, nu sunt rezultate pragmatice, dar telefon avem antena fractală de alte zile, nu? Deci, și grafică are sentimentul de iarăși de asociat emoțional de problema de artă. Și atac pe cei care atacă pe ideea că, dom'le, trebuie lucruri serioase, pragmatice. Paradoxal, acolo pragmatice sunt deja astea înglobate. Deci, în artă, pe de exemplu, geometrie fractală asociată pe decor sau asociată pe reluarea, cum să spun, când faci un film în ăsta de animație în care folosești un landscape oarecare, nu mai stă să-l țineți numai cu pixel, se autogenerează. E metoda aceea, deci automat, evident. Deci, astea sunt aparent light. Dacă nu înțelegi că natura, în legile lui Maxwell, se schimbă contactul electromagnetic între un câmp magnetic generat cu o bobină între idei, dar dacă obiectul fizic e într-o lume fractală, interacțiunea are alte proprietăți. Deci, antena fractală, o rădăcină de pom, de exemplu, are cu totul alte proprietăți decât cele care am învățat noi în conducția electronică în care avem sârme biologică, lucrează pe conducție ionică. De la conducție ionică e altceva. De abia acum începem să facem ochii într-o cu totul altă lume, exact mai Mihaela. Deci asta nu este un dușman al poporului, cum zice lumea, că știința este cea care ne-a terminat, ci asta este calea prin care ne putem autocunoaște, autoreflecta. Mai vreau un singur lucru să spun la final și gata, chiar ne despărțim, că săracii oameni, mă rog, îmi pare rău, dar sper că nu v-ați plictisit. Vă recomand, pentru cei care nu l-ați văzut, poate nu știți, există un statement, o cuvântare, un speech, nu l-am mai pus acum pentru că ne lungeam prea mult și nu era exact în ideea, dar am vrut să urmăresc mai mult fir al prezentării mele, și anume speech-ul lui Steve Jobs în anul 2006 de la Stanford University, da?
Da, el practic a schimbat paradigma, el a înțeles cel mai bine saltul de la adresă la om, că omul are nevoie în buzunar de foarte multe entertainment, de acces și așa mai departe, da? E, vă recomand, dacă n-ați văzut acel speech, găsiți pe YouTube, da? În care el le vorbește studenților. Bine, are și foarte mult umor că începe, când îi salută și spune, este "Is that far I reached the university?" Că știți că n-a ajuns la universitate. Vorbește despre trei episoade din viața sa personală, inclusiv faptul că recent este diagnosticat cu cancer de pancreas, după cum știți, și a și murit ulterior, și în care transformă fiecare lucru rău în aparență care i s-a întâmplat într-un lucru pozitiv. Și la sfârșit încheie, "Be foolish, be curious." Stay hungry. Stay hungry, da? Și așa încât eu aș vrea să mă despart de dumneavoastră în această seară exact cu acest mesaj al lui Steve Jobs, "Stay hungry, stay foolish." Că numai așa cred că putem să mergem mai departe. Vă mulțumesc încă o dată mult. Înainte de a încheia, o să o rog pe gazda noastră să vă povestească totuși două cuvinte legate de ce se întâmplă la acest spațiu în mod obișnuit, pentru că asta este doar un mic campaign din activitatea, din această, să zicem, casă de dezvoltare mentală și nu se zice un loc de întâlnire, așa că te rog frumos, Ivana. Mulțumesc frumos și doar în două minute vă spun un foarte mare mulțumesc pentru că sunteți seara aici. Suntem Mind Evolution Society și va trebui să vă permiteți și mie un minut să cer permisiunea să fac un selfie cu cartela perforată. Pentru că am făcut liceul de informatică și am făcut cartele vreo 3 ani de zile și va trebui să-i arăt și fiicei mele. Mulțumesc, mă sunt două. O să-i arăt fiicei mele pentru că nu mă credea și cred că nici nu înțelegea cum arată astfel de cartele. Și mai trebuie să mai spun ceva despre mine în contextul ăsta. Sunt inginer de roboți și pentru mine perspectiva apropierii roboților de oameni nu este neapărat așa o amenințare atât de mare, cât mi se pare și cum percep acum apropierea noastră de a fi roboți. Și asta mi se pare că este un subiect asupra căruia ar trebui să reflectăm. Și nu neapărat să reflectăm doar, ci și să facem ceva. Așa cum se văd lucrurile din perspectiva mea, ne-am construit o baricadă, care înseamnă tehnologia, o baricadă pe care am tot ridicat-o și am dus-o la niște culmi aproape inimaginabile. Iar acum poate că este momentul ca și noi, ca oameni, să redefinim ce suntem noi și ceea ce putem să facem și ceea ce reprezintă, de fapt, umanitatea, în așa fel încât să trecem și noi la o altă generație. Poate că așa cum am înțeles că funcționează calculatoarele mai bine conectate într-o rețea, vom putea și noi, între noi, să ne conectăm și să facem mai mult decât am făcut până acum. Înțelegând, de fapt, ce poate să facă un om real. Poate că, înainte de a ne repezi și respect și sunt total de acord că trebuie să facem un alt fel de educație, poate că educația asta ar trebui să înceapă cu noi. În 2063, când nepotul dumneavoastră va avea 60 de ani, eu o să am doar 99 de ani. Și cred că atunci voi... Lucky you! Eu cred că sunt de acest lucru. Și cred că atunci va fi o maturitate, nu cred că va fi sfârșitul, nici pe departe. Și de asta l-aș invita poate să mergem noi întâi la școală acum și să redescoperim lucruri noi despre noi, să descoperim creativitatea și să descoperim cum, la ce folosesc de fapt toate abilitățile și talentele noastre. Poate că ne vom folosi altfel atenția, intenția, conectarea cu ceilalți, vom înțelege cum funcționează mințile noastre în sfârșit după ce am înțeles cum funcționează calculatoarele. Și poate că așa vom reuși să avem o viziune mult mai amplă și mai largă despre viitorul nostru. Iar aceasta este ultima frază, Mind Evolution Society își propune să fie un creuzet pentru astfel de idei și pentru astfel de experiențe. Suntem aici să funcționăm într-o nouă paradigmă, să o integrăm, să începem să fie nu o teorie, ci o practică, realmente, și în care să putem să germinăm, poate, semințe pentru alte lume,
Dar începând cu noi. Începând cu noi, schimbându-ne paradigmele de gândire, schimbându-ne modul în care interacționăm și modul în care vedem lumea, pentru că înainte de a vedea această lume în exteriorul nostru, trebuie să o vedem, să o concepem în interiorul minților noastre. Și atunci poate ne upgradăm și mințile pe măsură ce upgradăm tehnologia. Și cu aceasta vă mulțumesc și vă invităm în continuare la evenimentele noastre și la toate seminariile și atelierele. Mulțumesc foarte mult pentru o seară de seară.